Abia astăzi, în mod semnificativ, la concurență cu debutul aplicației însăși, cartea a fost lansată la Biblioteca Universitară Comandor Eugeniu Botez a Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Intitulată mai modest decât s-ar cuveni Elemente de strategie maritimă, noua carte a analistului militar Constantin Iordache, personalitate militară proeminentă a Marinei, acum viceamiral în rezervă, e de fapt un tratat maritim. Are documentația necesară, bibliografie bogată, metodă de analiză științifică, rigoare și probitate. Cuprinsul poate lămuri suficient. Cartea tratează succesiv tematica puterii maritime și a strategiei maritime, analizând conceptele de bază și evoluția acestora. Un glosar exhaustiv și inedit în spațiul analizei militare românești completează efortul documentar. Amintim că autorul a impus în cercetarea de specialitate concepte de bază, bună oară pe acela de putere maritimă, prin nenumărate articole și studii publicate în întreg spațiul presei militare. Biblioteca oricărui marinar se poate astfel îmbunătăți cu un tratat maritim, credibil, primul în literatura românească a domeniului. Mai ales că autorul însuși ne spune în cuvânt înainte, cităm, sunt mulți ofițeri cu grade și funcții mari care se întreabă de ce marina militară trebuie să aibă o capacitate operațională ridicată, deoarece România are un litoral redus și la o mare semi-închisă. Am încheiat citatul. Cartea de față e un răspuns, primul coerent și documentat.